Discriminarea bazată pe prejudecăți, diferențele culturale între tinerii europeni, implicarea acestora în procesul de decizie democratică, familiarizarea cu provocările digitalizării sau problematica încălcării drepturilor omului sunt realități cu care ne confruntăm zi de zi. Aducând împreună la Haga elevi și cadre didactice din diferite țări europene, Fundația Olanda România și-a propus să promoveze imaginea orașului ca o capitală a păcii și a justiției internaționale, pentru ca apoi aceste valori să fie transferate în procesul educativ formal și non-formal și la Colegiul Național Pedagogic Carol I. Proiectul a fost foarte important pentru mine pentru că m-a ajutat să-mi dau seama că vocile tineretului pot fi auzite și că există șansa ca noi să avem un rol în ceea ce privește democrația și să putem să schimbăm lumea, chiar dacă cu niște pași mai mici, totuși putem să avem o influență care să însemne ceva până la urmă. Și proiectul ăsta mi-a deschis ochii, ca să văd că lumea e mai mare decât ce credem noi și putem să ne implicăm și să ne punem amprenta pe ceea ce înseamnă lumea întreagă, până la urmă. Proiectul din Olanda a fost primul după o perioadă de pandemie, perioadă în care au fost suspendate toate activitățile în format fizic. Mi s-a părut o experiență inedită după 2 ani de pandemie în care am fost privați de oameni, de socializare, de lume în general și ne-a fost dor să socializăm, să vizităm lucruri, să vedem oameni în mediul lor natural, să vedem pe străzi oameni fără măști, oameni fericiți cu zâmbetul pe buze. Proiectul a mai dezvoltat o latură importantă și anume prietenia între participanții la acesta. Vreau să spun că această experiență a fost una unică, o experiență educațională, în care am reușit să cunoaștem oameni noi și am avut parte de conexiuni noi, am format prietenii și am aflat despre culturile și tradițiile din alte țări. Îi îndemn și pe alți copii caroliști sau de la alte licee să participe la astfel de proiecte? Da, deoarece putem afla lucruri noi și este o experiență unică. La finalul fiecarei zile, participanții la proiect și-au prezentat tradițiile și valorile specifice fiecarei țări. După o zi plină de activități, începeau seriile tradiționale, de unde fiecare am avut câte ceva de învățat despre fiecare țară în parte. Noi am promovat școala, liceul, orașul. Cel mai mult mi-a plăcut desertul islandezilor. Era ceva ce nu am mai gustat vreodată. Programul activităților a fost unul echilibrat, alternând între dezbateri pe grupuri mixte de elevi din țările implicate și întâlniri la principalele instituții de decizie din Haga. Acest proiect a reprezentat o experiență benefică pentru dezvoltarea mea, atât personală cât și profesională, și m-a ajutat să-mi dezvolt simțul civic. O activitate care mi-a plăcut foarte mult a fost cea de la House of Europe, în care ne-am întâlnit cu un membru al Comisiei Europene, care ne-a lansat provocarea de a propune niște legi pentru funcționarea mai bună a Europei în general. Cel care a însoțit grupul de elevi caroliști la Haga a fost profesorul Marian Tuță. Sunt bucuros că după o pauză de 2 ani au fost reluate proiectele în colaborare cu Fundația Olanda România. M-am prezentat în perioada 18-25 martie cu un grup de 11 elevi excepționali ai Colegiului Național Pedagogic. Programul din Olanda a fost unul foarte strict, au fost 6 țări prezente, elevii noștri s-au prezentat admirabil, au participat la toate proiectele și dezbaterile, au căpătat foarte multă încredere în ei, au venit cu un bagaj de informații foarte vast. Alături de grupul de elevi de la Colegiul Național Pedagogic Carol I, au participat la acest proiect grupuri de elevi din Olanda, Polonia, Islanda, Elveția și Bulgaria.